Ramona a publicat pe Instagram o imagine cu ea în timp ce sărută un bărbat misterios. Concurenta de la Puterea Dragostei, întoarsă recent în România, a reușit să încingă internetul cu o fotografie controversată. Aceasta a publicat o poză în timp ce se sărută pasional cu un bărbat misterios, iar fanii emisiunii și-au dat imediat cu părerea și susțin că ar fi vorba de Nicola Sax sau de Livian, doi băieți cu care aceasta se află în tatonări și despre care a spus că îi simpatizează. La scurt timp după publicarea imaginii cu pricina, Ramona a decis totuși să o șteargă, însă nu se cunosc motivele. A fost anunțat primul concurent din sezonul 3 de la Puterea Dragostei. Fanii emisiunii așteaptă cu nerăbdare începerea noului sezon, iar pe grupurile de susținere deja au apărut primele speculații legate de participanții din sezonul 3. Se pare că ar fi vorba de 7 băieți și 7 fete, iar momentan s-a dezvăluit identitatea primului concurent care ar participa în noul sezon al emisiunii. Concurentul este unul cunoscut și îndrăgit de public, fiind vorba de un artist. Ca să nu mai lungim, vorbim chiar de Nicola Sax, cel care susține că în prezent este în cunoaștere cu Ramona. Zvonurile au fost lansate de Giulia Ștrunfi, o apropiată a concurenților din Casa Puterea Dragostei, și rămâne de văzut dacă se vor confirma. Noul sezon Puterea Dragostei începe pe data de 27 iulie, a doua zi după finala sezonului 2. Andreea Esca a făcut luni seară primele declarații după ce s-a vehiculat că vedeta postului ProTV a fost infectată cu noul coronavirus, după ce a participat alături de alți colegi la o petrecere dată pentru inaugurarea unui hotel de pe malul mării, în care nu s-au respectat regulile impuse de autorități. Prezentatoarea a vorbit despre situația ei medicală într-un interviu difuzat în cadrul știrilor ProTV. Ai fost sau nu ai fost bolnavă? A fost întrebarea directă a lui Cosmin Stan, colegul ei. Da, am fost eu, soțul și unul dintre copii. Mulțumită doctorilor de la Matei Balș, acum sunt bine, avem rezultate negative, toți trei. Primul s-a îmbolnăvit soțul meu, avea febră mare, 40 de grade, dar ne-am gândit că are probleme la stomac. Ne-am impacientat și am chemat salvarea. El a ieșit pozitiv, eu negativ. Mie mi-au apărut simptomele după 5 zile. Mi-am dat seama când găteam ceva cu usturoi și nu am simțit mirosul. Soțul meu, Alex, fără nicio boală cronică, nu fumează, face sport, nu face excese, a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. Băiatul mi-a spus că pe tata l-au luat la terapie intensivă. Simțeam că leșin. Plămânii lui au fost afectați într-un timp foarte scurt. Îmi spunea, nu mai pot, cred că așa arată iadul. El a făcut tratament cu plasmă, a declarat Andreea Esca. Fiecare om are o limită a lucrurilor pe care le poate duce. Eu atât am putut să duc. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt robot, sunt om. Nu e niciun mister, niciun secret. Eu sunt un om extraordinar de extrovertit, știe toată lumea, dar nu mi se părea normal ca eu să dau declarații într-un moment atât de critic în care eu eram panicată, a mai spus Andreea Esca. Habar nu avem de unde ne-am îmbolnăvit. Nu cred că e legat de acea petrecere. Nu mai este nimeni care a fost acolo să aibă rezultat pozitiv. Putem lua de oriunde, oricând. Ne-am protejat cât am putut de mult. Aceste mici neglijențe ne pot costa, a mai declarat Esca. Când suntem bolnavi, trebuie să cerem ajutorul medicilor. Dacă ați sta o zi în spital și ați vedea cum cere acel om ajutorul, ați fi mult mai indulgenți cu viața, a spus Andreea cu lacrimi în ochi. Regret faptul că am lăsat garda jos în câteva momente și nu ar fi trebuit. Mesajul meu pentru public este să nu lase garda jos. Virusul există, să avem încredere în medici și să avem încredere în Dumnezeu, a încheiat Andreea Esca. Diana este în doliu. Concurenta Puterea Dragostei a făcut anunțul pe pagina de Instagram după ce urmăritorii ei au observat că și-a pus o poză neagră la profil.
Bruneta a fost întrebată cine a murit, iar aceasta a răspuns imediat. Se pare că bunicul ei a trecut în neființă în timp ce ea se afla la mare, în vacanță, unde a plecat la scurt timp după ce a ajuns în România. Se pare că revenirea în țară nu a surprins-o tocmai plăcut pe Diana, care nu se aștepta să primească o astfel de veste tocmai acum, când ar fi trebuit să se bucure că se află din nou alături de cei dragi după luni întregi petrecute în Turcia. Cu toate că i-a murit o persoană dragă, Diana s-a fotografiat provocator, iar fanii au criticat-o imediat pentru felul în care a decis să anunțe moartea bunicului său. Vă dați seama cât suferă după bunicul său dacă s-a îmbrăcat așa, e sfâșiată de durere, a fost comentariul unui prieten virtual pe Instagram. Cristina Mihaela, noua prezentatoare a show-ului Puterea Dragostei, a ajuns în Turcia. Sezonul 3 al emisiunii Puterea Dragostei începe pe data de 27 iulie și este prezentat de frumoasa Cristina Mihaela. Moderatoarea a ajuns pe data de 16 iulie la Istanbul, acolo unde se filmează emisiunea. Aceasta a povestit pe pagina ei de Instagram cum a fost drumul, dar și cât de dor este de casă și de prieteni. Gata, trebuie să vă povestesc ce și cum. Ieri la ora 8 am plecat din București și am ajuns la Istanbul undeva pe la ora 23. Am mâncat pe la o autoservire pe stradă pentru că mi-era foame. Foarte bună a fost mâncarea. Însă s-a stricat sistemul din vama turcească și a trebuit să așteptăm câteva ore. Lucrurile bune încep cu greu. Însă, din data din 27 iulie, intrăm în casele dumneavoastră cu noul sezon Puterea Dragostei. Acolo veți întâlni niște concurenți extraordinari. Concurenții sunt wow. Cine a zis că departe de casă este greu? Bine a zis. Sunt de câteva ore aici și mi-e dor de casă, a povestit Cristina. Înainte de plecarea în Turcia, Cristina Mihaela spunea că îi va fi foarte greu departe de casă, lucru pe care l-a susținut și după ce a ajuns la Istanbul. Va fi destul de greu pentru mine să mă obișnuiesc, să nu îi am aproape pe părinți. Îmi va fi dor de ei, tata a fost foarte fericit când a aflat vestea. Mama nu a fost însă la fel de încântată pentru că ea nu este de acord nici acum cu faptul că eu am ales lumea televiziunii, a mai declarat Cristina Mihaela.